Domnilor consilieri, stimați invitați, ați fost convocați pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local, în dispoziția numărul 467 din 21-11-2019 a domnului primar. Din consultarea comisiei de prezență, să rezultă că din cei 15 consilieri ce compun Consiliul Local sunt prezenți 14. Absentând domnul consilier Petrică Plau. Fiind întrunită astfel majoritatea prevăzută de codul administrativ în vederea desfășurării acesteia. De asemenea, avem doi invitați speciali, respectiv domnul Ciorbă și mai cum. Ciorbă? Vă rog să vă prezentați. Anton. Și doamna? Mirela Angel. Angel Mirela. Având în vedere problemele propuse spre analiză, așa cum ați luat la cunoștință de invitația transmisă pe ordinea de zi, sunt 7 proiecte de hotărâre care au primit avize. De asemenea, domnul primar a mai inițiat 6 proiecte de hotărâre ce îndeplinesc condițiile propuse de codul administrativ și care au primit de asemenea avizele necesare. Nemaiștiind alte probleme ce nu suferă amânare, se supune la vot proiectul ordinii de zi în formă completată. Ați vrea să spun și eu ceva? Da. Nu este ok să mi se bage iar 6 proiecte în dimineața ședinței pe ordinea. Dar unde sunt cele 6? Dar nu. 6 proiecte. Sunt pe masă. 6 proiecte. Săptămâna trecută. Săptămâna trecută ne-am ținut de jocuri politice, nu ne-am prezentat la ședință. În loc să facem treaba cum... Dacă nu aveam ședință săptămâna trecută, acum putea să intri foarte frumos pe ordinea de zi proiectele astea. Nu o să vină bugetul comune și ne-l băgăm dimineața aici sub buget. Dar nu-i buget, e rectificare. E rectificare, domnul. Dar nu e normal. Vă explic. De asemenea, supun la vot și procesele verbale ale ședințelor anterioare. 14. Totodată, vă atrag atenția ca la fiecare ședință să respectați și prevederile articolului 228 din codul administrativ care fac referire la conflictul de interese, iar dacă un consilier are un interes personal la adoptarea uneia din hotărâri, îl rog să anunțe acum în vederea confirmării în procesul verbal. Eu vreau să fac ceva. Tot de urgență de proiecte. Proiectul cu care l-am înțeat eu cu domnul Petrișor pentru taxa de plonare și filtrare a fost urgent de băgat pe ordinea de zi, s-a văzut. Acolo nu s-a făcut raport, nu s-a făcut nimic la el. Dar de ce nu s-a făcut? Nu mă întrebați mine, eu n-am participat atunci. A fost petiția, de ce n-ați participat, domnule, 6 consilieri de la PSD? Sunt urgențe multe. Așa o să procedăm și noi, acum au tot ce eu cred, că, eu cred că voi s-a explicat de ce nu se poate lua stația. Să facă domnul raport, e datoria domnului să facă raport. De ce n-a făcut raport? De la... Din concediu o săptămână și mai. Nu e concediu. Care? Pascu? Ați venit ați și luăm prezentația. Da, să facă domnul raport. E bine să ne respectăm, să ne ținem și legile când se stabilesc, să nu faci fiecare. Așa e. Jocurile politice le faceți la legi, prin alegeri locale. Așa e. Avem ședință, toți avem treabă, să știți. Nu ne tot plimbăm pe la primul iubice. Respectați-ne ca să vă respectăm. Dacă nu... Cred că e singur altfel de distinție. Intrăm în ordinea de zi și le prind pe domnul consilier Tarfănică să preia conducerea ședinței. Păi înainte de a trece la problemele noastre, dăm cuvântul la cetățeni care au venit față. Să vedem sau așteaptă până la sus. Da? 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 Bun. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea programului manifestărilor de desfășura în perioada sărbătorilor de iarnă 19-12-2019 prin 01-2020. Probleme? Discuții? Avizi. Aviz favorabil? Câteva amendamente am eu aici la proiectul ăsta. O exemplu, dar nu trebuie. Haideți să vă... câteva amendamente aș dori. La proiect de hotărâre s-au numit inițial proiect de hotărâre privind aprobarea programului festivalului cultural, artistic și sigură de sfârșit pe care de sfârșit de iarnă. Acum a venit un amendament să numească un proiect de hotărâre programul manifestului cultural bicești, date și obiceiuri de iarnă.
deschide programul manifestării culturală, fizice, dar ce primele date și obiceiuri de iarnă. E legat de banii pentru copii, pentru cadouri, până acum spuneați că nu era temei legale. Acum mai vin cu un amendament, mai vin cu un amendament. La uitați pe tabelul care s-a făcut acolo, la punctul 4, deci bani de darul de Crăciun, trecem la punctul 1, iată vin colindătorii. Locul de soțiune se va fi la primărie, dispensar, în școli și grădinițe. Aici că e Consiliul Comunul Cultural. La Cămin. Care se fac la Cămin. A început să se facă. Să modifică, nu-ți mai fie. Da, modificăm. Păi am spus, în primărie, dispensar, în școli și grădinițe. Da, instituția care nu s-a dispensat, ei, instituția care nu s-a dispensat. Dar nu există construcția în sine, domnule. Asta a fost amendamentul organizat. Am plecut de ocazia să facem un școli în grădiniții. Da, se vor organiza acolo. Și încă un amendament mai am la acest proiect. Să alocăm o sumă de 30.000 de lei pentru focuri de artificii, între cumpărăm de ani. Să dăm anul ăsta. Că mergem la Unești toți. Toți mergem la Unești. Toate comunele din zonă dă, noi numai noi nu dăm, că e o comună mare. În jur de 13.000. Așa ce m-am interesat să-și la 20.000, dar nu dăm noi 25.000. Cred că un minut, două. Nu, 10 minute. 10 minute. Poți fi un lucru 100 și ceva. El se ține 15 minute. Nu, în jur de 10 minute mi s-a spus. Ce lipsi ca ești tu? Poți să-i dai mai rar. Mai rar. De la 12 minute la 12 jumate. Da, dar mi se pare care... Dar urmă inițiată și după aia... Da. A, ce vrea să punem la vot? În formă. Se cine este pentru? Artificii, cred. Câte părți? 15. Toată lumea? În forma inițiată sau cu oameni? În forma inițiată, prima dată. Așa se supune la vot. Doar în forma inițiată. Nu. Și cu amendamente? Da. Deci în forma inițiată, câte persoane? Niciunul. Cu amendamente, da? Cu amendamente. Toată lumea. Pentru la punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a lucrării administrative teritoriale prin județul Bacău, membre ARI. Discuții, probleme, avizii. Domnul Vice, aici mă întrebați și cum vă urmăriți? Dacă doriți să-l temă. Adică mă gândesc la mai că am întrebat așa cum, dar nu s-a pus semința. Există... Bine, dacă e o idee. Da? Dacă e, da. Cum a scris de pe cineva. Aici, dacă ați văzut materialul, foarte scurt. Da, materialul e foarte scurt. Și-a plătit. Aia e, da. Cunoștință și pe a plătit. Da, domnul Apost, la datoria noastră, cum îmi trebuie să reducem în fiecare an gunoi cu 15%. Noi creștem cu 25%. Și asta nu avem. Bine, uite, dacă crești. Din luna septembrie am plătit 80.000 de lei, bună. Deci 800 de milioane. Într-o lună. Gândiți-vă că nu știu ce o să facem în luna noiembrie și decembrie, dar bani, nu mai sunt bani. Și cine ați păstrat? Păi că nici n-ați plătit oamenii. Dacă vreau să vă arăt care nu au plătit gunoiul... Dar chiar e o listă acolo... Bani, mulți. Chiar mulți. Altă primărie, altă producere. Da, că oamenii plătesc dacă altă producere. Tot nu vă plătesc.
Față de anteriorul regulament, sunt modificări? La tarife. La tarife. Da. Au mărit? Destul de mare, da. Unde? Deci. Haideți să-i. Nu, nu, nu desfășură, că s-a mărit. Plec de aici. Conform anexei numărul 5 în ordonanța 74/2019, anexe la anexa numărul 2 la ordonanța de urgență a guvernului 196/2005, contribuția pentru economia circulară se plătește pentru deșeurile municipale, deșeuri de construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare. Valoarea acesteia fiind de 80 de lei tonă începând cu anul 2020. În 2019 au fost 30 de lei pe tonă. Deci aproape de 3 ori, da? S-a triplat. De aici putem pleca și dezvolta toate. Haideți să vă mai arăt ce au mai scos ei. E o fișă de fundamentare a tarifului de depozitare. Deci ce, o menajer sau de construcție? Nu, construcție. Nu. Este vorba de tot deșeul. Numai că ei le bagă în lege. Da, nu uitați aici, pentru deșeuri municipale. Virgulă. Deșeuri de construcții, deșeurile municipale sunt astea menajere, da? Și construcții sunt alte deșeuri, da? Dar intră în aceeași ordonanță. Și apoi avem un tarif am aici de la Ecosud, da? Ca exemplu, îmi spune actual. Contribuție pentru economie circulară. La depozitare, da? De la 3.977.497,83 spune aici cât era pe tonă 30, da? La economia circulară. Să ajunge la 10.606. Da? Deci de 3 ori. E vorba de segmentul depozitare. Tot din buzunar. Avem la toate, de sortare. Nu, eu am dat pe ăsta că e... Avem sortare, da? Sortarea, știți ce? N-am înțeles eu și am găsit. Nu-mi dă nimeni un tarif care e la urmă. Mă refer la cel menajer. Acolo, ăla avem noi cel mai mult. Din depozitare sau reciclare, da. Sunt multe discuții. Dacă vreți vorbim și cu reciclarea, plătim o sumă la reciclare foarte mare. Nu știu, ajunge, deci e tona de deșeu menajer 300, s-a grăbit una la alta, dar trebuie să... De la 389, virgulă ceva tona, la 470, că se face o medie cu ce dăm la reciclat și crește prețul la tot. Altă chestie, nu știu, nu știu exact cu cine tresorim. Ne pune reciclabilul și cu Bogdăneștiul, că îl colectează. Ăia dau mai mult. Deci nouă ni se încarcă ăsta la menajer. Înțelegeți? Deci cu cât dau ăia mai mult, cu atât ne crește și nouă. Mai mult. Ce treabă are la plata? Are. N-am înțeles de ce. N-am înțeles de ce. Deci doar la reciclat când vorbim. Bun. Haideți să vă mai dau. Deci ca din construcții era 82 de ron, vă spun așa, s-a ajuns la 596. Ăsta din construcție, în mod normal, deci în afară ce are primăria, trebuie să-l plătească omul care își demolează. Dar unde avem și noi construcții, deci de la tona de 82 la 596, da? Asta se scoase de la ei. Uitați cu ștampilă, cu tot. Da, se ia de la cap până la coadă. Până e limba, teoretic. Asta se depozitează. La compostare, 538, asta nu... Noi avem compostoare cumpărate, aici la deșeuri periculoase. Nu prea avem, dar ca să vă faceți o idee, erau 125 de ron pe tonă, ajungea 135. Nu e foarte mult, dar aici, de-aia am început cu prima,
Până avem că... Unde e de 3 ori, da? Chiar l-am subliniat, am rămas... Surprins. Și de acolo asta generează tot. Cum motivează ei? Au crescut prețul cu... La ce motivează? Ecosudul sau... Ecosudul. Ecosudul motivează. Ecosudul, da. Și bine, au dreptate. Deci asta, sigur că s-au făcut 80 de lei tona, da? Asta nu avem încotro, e ordonanță de urgență și asta este, da, e dată de guvern, n-avem încotro, noi funcționăm. Deci era 30, s-a făcut 80. Și toate pleacă. Deci dacă fim prețul pe tonă... Nu m-a toate să smucăresc. Deci de 3 ori. Chiar am calculat cu doamna contabilă, poate să vă confirme. Că mai avem o altă problemă, dar o să ajungă raportul sau și referatul. O să ajungă la dumneavoastră, sau la un alt trăsfăr. Avem 12 coșuri de gunoi dintre astea metalice. Intră o tonă și ceva. Pe raza boateului, da? 1100 de litri. Da, de litri. În ele intră cam 700. Bun. Alea nu sunt contabilizate în banii cetățeanului, logic, da? Ia primărie. Și vă fac așa un scurt calcul. Pun numai 10 dintre alea, ca să-mi fie mai ușor. Și pun că intră 500 de kilograme, da? Ori 4 săptămâni, vine 2 tone, da? De container. De container. 2 tone. 20 de tone. Ori 12 luni, vin 240 de tone. La pun 100 de euro tona, ca să fie mai ușor, 240, vine 24.000 de euro, nu? Dacă nu mă așa. 2400 de euro. Deci, care nu, alea trebuie să le plătim. Deci, cineva le plătește. Mai avem 50 de coșuri dintre astea verzi. Da. Mai între 2-3 kg dintre alea, sunt 54 de săptămâni. Pun așa, că e mai ușor. Pun 50. 50 ori 50, 2500. Pui 2 kg, încă 5 tone. Am mai dat și acolo 20 de milioane. Și cum? Bani care trebuie să-i dăm. Cum credeți că o să fie prețul pentru persoanele fizice? Deci dacă ar trebui să fie conform contabilității, ar trebui să fie, eu spun cum ar trebui să fie, 22 de ron. De persoană? De persoană pe lună. Bine, eu zic cu totul și așa. Da, să amortizați. Deci totul dacă stai să-ți mâine, am făcut un lucru la fel este. Deci, chiar și mai mult. Părerea mea, singura soluție, acolo este să diminuăm, altfel n-avem șansă. Dar nu diminuăm cu noi oameni, nu știu, s-a făcut ceva. N-are nicio relevanță. Fiecare scoate ce vrea, nici nu se ne poate scoate atagonul. Nu-mi dau seama. Zic, bă, dacă scoate acolo, poate nu mai scoate următoarea altă oameni, tot este. Nu, dar da, știu că vorbesc cu cineva apropiat mie, nu? Noi din localitate de aici și spun, măcar, bineînțeles, frumoase, doamne, iartă-mă, pune-le în ala, lasă-mă, lasă-mă, mătru și așa facem toți, na, educația asta e mai grea, că noi suntem teoretic la început, referitor la mediu. Tot ce înseamnă că în altă ianuarie se vor scumpi, iar... Da, n-aveți un totul. E foarte mult, așa e. Cât se pune problema? Nu știu. A luat plătit. Plătească cât scoade. Dacă îl plătește tot în produsul ceva de acolo. Da, și plătiți noi. Tot acolo are noi. Nu da seama ce se întâmplă de la ianuarie. Nu s-a achitat acum la prețul de 6 lei, dacă se crește mai mult, nici atât nu o să mai colectează. O să vezi toate șansele, puneți-le un plus de bun. Nici atât nu o să mai colectează. S-a ajungat în Italia cu bunoi, știi, să nu mai ridice sau așa. Da, e greu unde, cine să ia, sunt familii cu bunoi, pe care persoane care știu, chiar s-a mărezenat. Unde ar trebui aia să ia? Și o normală, cu 4 membri, tot în 4 membri. Foarte bine, să jocă la cântat. Alte costuri care mai sunt. Noi dăm la mediu tot o taxă, care suntem obligați în fiecare an, deci dacă de asta e vorba de 30-80, bine, asta intră în banii lor, mă dăm separat, plătim ca și primărie. Diferența din ce reciclăm este amenda aia infringimentul, dacă știți. În fiecare an noi eram obligați să diminuăm cu anul trecut, nu, era 40%, anul care vine 20-50%. Noi o să plătim tot în loc de 30 de lei pe diferență, care e imensă, că noi facem, vă dau un exemplu. Am dat anul trecut 1.000
600 și vreo 30 de tone de gunoi de menajer și doar 3 tone de reciclabil. Deci diferența e 1600 de tone. Și la aia 1600 de tone, noi trebuie să plătim, am plătit anul trecut 30 de ron, da? Acum o să trebuiască să plătim 80 de ron, îs alți bani în afară de ce discutăm noi aici. Numai care trebuie să-i dăm la mediu. Deci 80 de ron, ori așa, vine 1.400.000, cred că dacă nu mă înșel. Nu? 1.000.000, dar nu trebuie să facă. Nu, am zis că am dat mai puțin, că... 2.700.000. În sfârșit, nu mai știu exact, 2.700.000. La cine? Și pe ordonanță, pe ordonanță? Da, bineînțeles. Am căutat și eu 100 de modalități. Voi cum să-i facem? Deci singura modalitate este să diminuăm cantitatea. Oricum trebuie să-i diminuăm toate variante. Și atunci, diminuăm, să o jumătățim la trebuie. Să vină la un prestu, să facă contract cu cetățean. Atunci nu mi-e convenit să pună un belon, piatră și molus, alte chestii. Cât pune asta plătește? Cel mai bun, nu? Pentru că omul mai are cazul centrală, nu mai arunce capul, da? Îl bage în foc și nu mai asta e situația. Și contractul cetățean cel mai bun. Adică pe noi ne bagă pe dos la o oră și plătim toate gunoaie. Dar pentru ce? Dar poate nu generează gunoaie. Au spus-o asta din trecută iară. Asta zic, trebuie să-i invităm aici, nu să ne fim până la o să plătim, să plătim. Dar eu vreau să înțelegem și un atel de județul Bacău, acolo parte la fiul privat. Nu are să se raportează la Agis. O familie cu 4 persoane plătește 10 milioane pe an. E normal? Deci o persoană nu e normal. Normal? Nu e normal. Să dau contract cu cetățeanul, cea mai bună, cea mai bună variantă. Cât generez, atâta plătești. Scurt. Dar nu știu dacă se poate. Păi scurt, dar ei sunt urmă să vină, dar nu trebuie să cumpără. Dar nu fac ei contractul, că nu fac ei contractul. Păi nu, pentru că au bani sigur aici la primăria. Primăria cu cetățeanul. Riscăm să ajungem ca în Italia. De ce? Să nu se ia cu noi în lunele. Bun, dar noi tot așa spun. Ei tot așa vin și iar, dar... Primăria să facă cu cetățeanul contract. Cât aruncă, atât am rețetat. Nu știu, ar fi bine dacă e așa, sincer, nu... Mai avem contract. Nu dau seama dacă e posibil. Și ce cum ești pe copii, mai mult mai puțin. Cât mai este contractul? Cât facem contract cu ei? Un an jumătate. Pare mișcă la anul. Nu știu. Mi se pare că e posibil. Haideți să fie cu o propunere. Dar oricum trebuie să facem. Haideți că toată lumea este nelămurită, chiar și eu. Așa este. Haideți să chemăm pe cei de la ADIS sau care reprezintă, să amânăm sau să ne abținem la proiectul ăsta de hotărâre, mai facem o extraordinară o săptămână, două, nu mai putem amâna. Ne abținim la proiectul ăsta de hotărâre și mai facem o extraordinară când știm... Să vină un reprezentant. Să știm despre ce este vorba, dacă cine spune domnul Lugu. Măcar să ne explice cât e la final, ca să ne putem face un calcul, că nu-mi dau seama cum fac ea. Să zică, doamne, uite, cam acolo trebuie să ajung. Este nici o este să calculeze în fundatul. Da, vedeți că e un proces de calcul. Tot felul cu delta, CT, cu asta. Da? Gata, eu pot să mă dea. Bine, doamne ajută să ne bună. Cine este pentru? Abținere. Motivare să vină un reprezentant de la ADIS, să le explice ce a fost bilor. Da, ca să... La proiectul numărul 3. Proiectul la care discutăm la aprobarea acordării avizului de certificat pentru documentar de acord, numărul 42/2018, în vederea extinderii intravirale de statului bus, numărul 20 Bacău, cu suprafața de 1000 metri pătrați, necesar construirea unei locuințe. Comisie favorabilă. Probleme, discuții? Nu, 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 Proiectul numărul 5. Proiectul privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Turs pe perioada de septembrie 2020-2020. Și aici mai avem două opțiuni. Propune? Mai avem două opțiuni. Nu, nu. Cumpuneanu și domnul Sandu. Cumpuneanu și domnul Sandu. Și Sandu. Sandu era urmă. Sandu, Cumpuneanu. Nu, el e...
Domnul, probabil pe domnul Ungureanu. Da. Da. Și locuitor? Domnul Sandu. Corpul mergător. Da, da, da. Sandu locuitor. Doamna decembrie, fărbați, până bord, cu asta. Da, fi Gheorghe, Corpomar. Trecem la punctul 6. Proiectul hotărâre privind aprobarea acordului parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă Siret și UAC Comuna Oituș. Spune-l, domnul Vicer. Da, aici este vorba de podul Bărtinaș. Da, pentru că trebuie aviz lor, nu, că acum facem autorizații de construcție. În zona lor, a Siret acolo. Și trebuie acordul lor, așa se... Așa se procedează. Așa este. Așa este. Așa este. Problem, discuții? Da, am înțeles. Problem la vot? Da, n-aveți. La punctul 7. Proiectul hotărâre privind modificarea de aprobare a organizației grave și a statutului de funcții. Funcții și alte personal aparatului de specialitate a primarului comunului Oituș, Cristu Vacă. Aviz? Aici se referă la Cărmin, da? La directorul da. Cărmin. Da, eu nu sunt de acord cu modificarea organigramei. Nu cred că se justifică să trecem de la postul, de la un post cu studii medii la studii superioare, să plătim bani mai mulți. Pentru ce? Da. Ca să poți să angajezi pe cineva. Păi de ce să angajezi pe cineva? Sau, nu e o variantă, directorul de Cărmin să aibă studii superioare, mi se pare... Așa trebuie să aibă studii superioare. Director pentru cine, domnule? Când o să fie, domnule. Pentru cine? Dar când o să fie. Când o să fie ce? Fața de cultură. În primul rând, noi nu avem, dacă schimbăm organigrama, nu avem bani prevăzuți în bugetul pe 2019 pentru postul ăsta. Păi dar de 2019, eu nu cred. Eu aș vrea să fac un amendament să fie cu 4 ore postul ăsta. Nu se justifică banii. Să plătim un salariu, vă dați seama ce diferență de un salariu cu studii medii la unul cu studii superioare. Deci așa o să te iargă și activitatea culturală în Oituș. Dacă corul Cărminului a adus greu... Domnul Ostoloci, știm foarte bine că postul ăsta e creat pentru cineva cu dedicație. Nu știm. Știm foarte bine. Toate posturile din primărie au fost create cu dedicație. O să vedeți. Nu, pentru cineva trebuie să practică culturală în Oituș. Ce să specificăm? Pentru cine nume? Nu, dar de toate angajările care s-au făcut exact pentru omul care are studii în domeniu. Da, exact. aici trebuie. O să vă zic eu cine. Pentru cine e făcut? Spune, domnul Iurșin. Pentru domnul Dorel. Postul este pregătit pentru mata la director la Cămin, eu știu. De acolo pe spune de Cămin. Dar nu sunt angajat. Ai pregătit pentru mata. Nu sunt pregătit. E vorba de studii. Domnul vrea vreo studii de scurtă durată. Și nu aveți studii pentru cultură. Aveți pentru securitate. Sunt pregătit de postul. O să vedeți, o să demonstrez lucrurile. Pentru securitate e pregătit, nu pentru... Păi da, dacă nu s-a schimbat postul în studii medii, ce și dumneavoastră? Acum s-a făcut dedicație. Mai trebuie și oameni de cultură, nu securiști. În comună. Da, mulțumesc. Și trebuie să luați un proces verbal, doamna. Alte discuții? Bine? Supunem la vot. Bine este pentru? Da. În forma prezentată? În forma prezentată. Deci în forma prezentată. Ok. Câți? Câți sunt? 13. Și cu amendamentul din Macar? O să treacă timpul și o să demonstreze ce am spus. Ia Dorel, mă trage aia pe 50 de milioane. Da, da, da. Nu-i cum la directorul la Cămin. Nu e adevărat ce spune.
discutăm, vreau să explic. Dar să fie așa. Cum să fie așa? Te deranjează cu ce? Cum să nu mă deranjează? Pun un loc de cultură, nu pun un securism. Mă punea pe mine... Vreau pun un loc de cultură, nu pun un securism, vreau. Deci securism. Păi securism, cum să-l, dar ce a fost? A fost un mare de cultură? Hai să nu jinim oameni. E, da, a fost un mare om de știință. Băi, chiar dar eu trebuie cu asta... Nu-i dreptul la cămină. Băi, 2000 de euro să l-am. ...publica cu grătură, de favorare, de gaz, gri, de seară. Cine este? De gaz gri, nu, 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 de gaz gri, de seară. Și la fel, la fel. Din astea care am venit, dar eu vă discuți. Gazul, Nu, omul cu profesional, scribul directoare. Lasă-mi și tu. Să o punem la vot? N-am văzut voi să jigniți, dar vă rog. Doare? Deci câte... Domnul Apostol. Apostol. Da. S-a făcut atât. Toale și ateve de pe proiecte asupra de acele obiecte de investiții. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Oitus, marginea, părerea capacitatei și un sat. Avis? Doamne, ajută, favoram. După cum știți, în marginea avem apă 20% din satul marginea. Trebuie să extindem apă. Oamenii fac sesizări, fac cereri și plus nu obligă ca mult. Sunt zone în care nu și-au tras oamenii acolo. Acolo știu că mulți și-au tras ei singuri. Și mai avem câteva căpățele de Noitus. Da, sunt cam, deci am măsurat noi cam 18 km. Și peste valea acolo toată? Tot ce avem. Da. Ne-acoperim. Ne-acoperim. Fără scârcea și până asta. Va ajunge apa? Supărim. Tu păi da. Grav. Mărirea capacității sursă apă. De acord. Da, să mă rog. Extinderea seama, trebuie să avem și nivelia capului. Da? Deci mărim capului. Cum o mărim? Proiectul hotărârii privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiție, extindere, rețea, canalizare, apă, uzuale în satele Oitus, Barcea, Călcăi, Fărăstrău, Cumroșu, județul Bacău. Aici e tot. Extins în satul Marginea, Fărăstrău, Călcăi, Oitusul la strada principală. Dar pentru mulți și cu aia sărată nu s-a făcut nici nu se face nimic, domnul Ricci. Dacă citiți puțin proiectul ăsta, o să vedeți că sunt pe etape. N-am avut timp, citesc că nu te-aș mai subnați. Pe etape, trebuie că la număr de persoane primate trebuie să faci. Trebuie să ai cu cutai mai mulți. Cu cutai mai mulți oameni pentru canalizare. Dacă ați văzut dumneavoastră, dacă ați citit asta, 42 de kilometri. Încă mai avem de canalizare în comună. Foarte mult. E mult. Ar trebui conectată mărirea capacității de apă și a rețelei de extindere cu vârja care a sărat. Apa vine de la deal la mare, nu o să puteți să... Iar ne complicăm și iar nu o să aveți apă, sursă de apă pentru extindere. Ne extindem cu ce apă? Deci, luată în calcul, proiectul care a sărat în vară, proiectul care a sărat în vară, apa să vină de la vârja care a sărat să ajungă în Fărăstrău Oitus. Și da, poți să zici că ai mărit capacitatea de extindere a... și extra rețele și capacități. Să nu consilier. Se va face un studiu de vezabilitate și acolo proiectantul și acolo spune, nu noi. Nu facem studiu, că ne pun de asta.
Facem noi, nu-i nicio problemă, o să facem noi, care o să vină la conduce. Foarte bine. Ar fi probleme, după să ne ocupă. Trecem la urmă, să nu la urmă. Foarte bine. Trecem la urmă, băi. Ultimul care te organizezi, dar nu se spune mare. Nu, 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 asta e. Proiectul hotărâri privind aprobarea bugetului comunei Tușca 2019 rectificat. Aliz, în favorabil, l-am văzut că să ia suma de la drumuri pentru extindere, pentru studii. SF-ul astea. Da. Da. Discuție. Cum la vot? 14. Acum trecem la diverse. Dăm prima dată cuvântul... Nu, vă rog, doamna. Da. În primul rând sunt de acord cu domnul Băcaru că proiectele vin așa la prima ora dimineții, nu aveți timp să le studiați, se dau în fugă. Asta este, așteptăm și noi rezultate, nu? Plus că sunt de acord cu domnul Neniu, pentru că Jașpana Sărată, care sunt ca vitregiți în ultima vreme. În Hârja avem o problemă cu câinii vagabonzi. Toată lumea se plânge de câinii vagabonzi, nu știu cine răspunde și ce răspunsuri puteți da pentru acest lucru. Sunt foarte mulți bătrâni care sunt mușcați, agresați, în special noaptea. Și pentru Ferăstrău, problema cea mai mare este problema celor două găuri de la intrare pe podul Leșun. Ale deci, cele mai mari probleme în Ferăstrău? Ei, acum cele două găuri? Nu, acum o spun pe aia care cred eu că are rezolvare. Cum o vedeți? Aia cu găurile? Da, da, da. Au fost semnalizate, n-au fost semnalizate. În cel mai scurt timp de astupăm. Asta nu e problema cea mai mare care a spus dumneavoastră. Problema cea mai mare în Ferăstrău sunt cele două găuri? Nu, așa a spus dumneavoastră. Eu nu cred că e problema cea mai importantă de alea două găuri. Acum am venit cu problema asta, o să mai vin și cu altele. Nu spune cea mai mare. Una dintre probleme. Păi da, o să fie... Doamna are dreptate, adică e o problemă mică care ar putea fi rezolvată. O să asta fie e. Și deci mai mare. Să gândit, da, deci trebuie să vină cineva să... Nici nu trebuie să pentru... O problemă și mai mare va fi în momentul în care se vor mări, se va distruge podul și atunci ce vom face? Acest turn de fezabilitate. Da. Oameni buni, până la timp nu faci nimic, domnule. Chiar dumneavoastră a spus că se poate ocoli acea groapă, nu trebuie neapărat să calzi în ea. Se poate ocoli, deci până când o ocolim, până când trecem prin apă? Nu, domnul a zis de aici că se poate ocoli. Nu, știu, e o altă problemă. Deci cum se poate rezolva? Se rezolvă, în cel mai scurt timp. Sperăm, deci sunteți de față, vedem când. Eu mulțumesc, o să-i cuvântul domnului. Probleme cu ulița aia la mine acolo, că tu știi gropi pe acolo, că... Da, acolo așa știu. Deci eu unul am spart baia. Nu am ridicat să dați bani. S-a discutat, că... s-a discutat și la ședința trecută despre acea gaură. Și ce s-a făcut, domnul? Într-o săptămână ce s-a făcut? Oameni buni, haideți să vă explic. Discutăm și nu facem nimic. Vremea costică. Mata intri în parcare acolo la... Eu am zis că săptămâna asta se face. Intri în parcare la centrală. S-a discutat și ce gaură aia acolo. Noi am văzut că ies dintr-o gaură când ajung în poartă, într-un șumă. Așa este, așa este. Deci drumul ăla trebuie asfaltat până în decembrie. Voi stai de ce? Gaura noastră, cu asta directorul știți. Asta e problema. Gaura noastră, cu asta directorul știi toată... Deci drumul ăla de la Biserica Catolică trebuie asfaltat în decembrie. Aici nu asfaltăm. Vrea director ca să avise... Hai să faci și în vreme. Fiarii, cu BCA, cu cine ai acolo și să spunem. Domnul Vige, am spus și domnul primar ședința trecută, o să rusti temporar. Știm că se va asfalta acolo. Dar de 3 luni știm că se va asfalta și dăm cu gaură acolo. Ce văd, vă vorbim eu personal, că până vină... Puteți să punem acolo ceva? Așa i-a spus domnul primar, domnule, o să rusti temporară, știm foarte bine că vine acolo. Eu vă promit că până vine, nu fac eu gaură, ai și la Ferăstrău și la... Eu gaură, nu e... Păi este balastru, este... Dar balastru,
Deci nu vom vara la asta, nu-i bun, domnule. Trebuie poetanță, nu-i făcut o gală. Tu ai stai 10 minute acolo, domnule. Și zici așa. Tu ai stai 10 minute, ai făcut și nu mai... Dar te-ai făcut, te-ai făcut. Da, nu, dar numai vorbim din mult timp și... Atât. Da, dar e cea mai circulat. Cutia ca umblă când merg la... la o felină, atât numai... Așa e. Deci pe sâmbătă. Mai am eu o problemă. Am zis și rândul trecut joi și zic și acum, la podul din Călghe, podul ăla care e făbâții și acum, pe două părți, n-are niciun fel de balustradă. Mână curentă. Mână curentă la trei sferturi acolo. Și vine iarna, să prinde gheață și omul nu mai are nicio prindere direct în apă să duce. A spus și joia trecută, vă spun și acum. Să facem mâna aia... Dar acolo, stați puțin, dar acolo mână curentă a fost. Este o șufă care trebuie... Stați, mână curentă a fost. Dar acolo s-a... O șufă este care s-ar putea întinde face, pe partea dreaptă nu este, că nu se ajunge. Acolo trebuie îndătită sau ceva să face, să punem șufile înapoi ca să... Mi-ați adus și mie aminte de pod. Acolo, la domnul Eger Pavel, s-a făcut puntea aia peste da. Toți cetățenii, acum mi-am zis bine, să-ți vă zic și dumneavoastră, toți cetățenii spune că puntea aia e însăilată, e numai afturi, nu e sudată definitiv. Lume, dacă, definitiv. Dacă vine o apă mai mare, puntea pleacă la vale. Una. A doua. Oh, tablierul însăilat. Picioare. Ce fac? Și picioarele, a zis și picioarele... Picioarele ai dat în beton la 4 metri, era mai acolo la față la urmă. E însăilată, nu-i surată. Mai am un pic, mai am un pic. Și tot de la domnul Pavel Eger, vreo 150 de metri spre domnul, mă rog, în stânga... Lucian Balint. Lucian Balint, sau mă rog, cine e asta? Da, acolo, Balint. S-a făcut săpături de 150 de metri, s-a băgat seamă pentru gaz, dar de unde și nu-i nicio legătură de acolo. Păi nu este legătură pentru că... Se va face în viitor apă. Nu la Pavel, la... Da, de la Juja, la Juja spuneți, nu? Cum? La Juja spuneți, nu? De la Pavel se duce... Nu în dreapta. La Juja, domnule. La Juja se duce... Și acolo am băgat țeavă că a venit asfalt acolo. A venit asfalt domnul Pavel și am băgat conducta. Nu, cetățenii spune așa. Domnule, s-a săpat aici 150 de metri, s-a băgat țevi pentru gaze, dar nu iese nicio... Mai, acolo, dacă dumneavoastră știți, acolo este extindere de rețea de gaze, zona aia, toate. Păi eu le-am spus că nu am început, că la vreo 100 de metri este rețea de gaze. Nu, dar vecinul lângă domnul Ciubalu, am băgat țeavă că după aceea s-a asfaltat. Și zic că așteptați că se va continua și să vă face legătura. Corect, așa este. Cam asta e. Și tot la pod acolo, dacă s-ar putea ridica cu ceva podul, să pune piciorul ăsta care e betoanele, a pus una pe seata, că s-a strâmbat și să poate duce... Pot să vezi și picior. Care picior? Chiar primul picior al care-i spus și... ca să... Bine. Hei, măcar la iarnule, acum măcar cât de cât. Domnul, eu vreau să vă întreb, domnul Vichy, e normal dacă firma care a câștigat licitația la Căminul Cultural și dumneavoastră, primăria Cărăscu, v-ați spus la pământul de acolo, nu era datoria? Da, dar nu-i datoria, dar mi-am făcut eu treaba cu pământul ăla, în cultură. Ce ați făcut pământul ăla? Aia, mi-a trebuit mie. Păi da, nu, n-am da, dar motorile era de la primărie, n-ai pus motorile. Păi da, dragă, dar nu mi-e personal la casă, domnule. Eu aș ca mie pământul ăla. Tata e... E drumul tata, normal, el ia bani și pentru asta. Păi da, dar banul ăsta l-am pus pe drumul agricole. Ce-i drumul agricole? Păi, hai, da. Hai zi-te-mi mărșa la drumul agricole. Vai de mine. Hai că n-am nimeni la bâtica acolo. Da, păi la bâtica, la drumul agricole. Da, am da, mulțumim. Alte discuții? Deci sâmbătă, haideți să anunțați doamna juristă. Da, sâmbătă va fi... Normal, să primiți materiale pentru convocatorii de comisie extraordinare. Sunt la mine după, rămânem 5 minute după ședință. Ca să vă dau materialele, va fi o ședință extraordinară. S-a spunat la Dofteana. La Dofteana, cu comuna, care vom fi asociați Comuna Dofteana și Consiliul Județean. În vederea cuvântului unui monument... Eu n-am luat nimic de la Căminea, tu ai luat și... niște cărămâni de acolo. Multe detalii. Ai rămas să mă adăpoadă. Dacă tu n-ai luat mai mult de la cămin cât a luat, eu să dea Dumnezeu. N-am luat. Dar într-un mire, asta și apoi se întâmplă. Sâmbătă la ora 12 trebuie să fim
Întâlnirea domnului Vici organizează. Aici și plecăm cu un grobuz, cu un grobuz, cu o mașină. Păi dar dacă e ședința extraordinară. Nu, nu, este la Lofteana să fie. La Lofteana. Se ține la Lofteana. Se ține la Lofteana. Așa, avem un proiect. Și ora un acel de ce pasă și plăcăm de da? Nu, 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 să facem, să-l vedeți. Haideți că acum vă aduc un proiect de hotărâre. Mulțumesc. Hai să luăm asta. Promite, să de pe urmă, până la urmă, acadimă, e ce vine.